Primarul municipiului Laurențiu Leureanu continuă să considere că legea privind incompatibilitățile din România este una dintre cele mai controversate legi, care mai mult încurcă decât descurcă. Întrebarea dumneavoastră e foarte bună și are un răspuns foarte scurt și concret. Nu poți să ai o echipă care să precizeze cu exactitate ceea ce se întâmplă și acest lucru este confirmat de ceea ce se întâmplă în justiție. Și probabil ați văzut spețe similare judecate cu hotărâri diferite, de asemenea spețe de cele mai fine sau tangente situații la incompatibilitate date ca compatibile, drept pentru care lucrurile se analizează. Eu cred că legislația noastră este cea care în momentul de față este destul de incoerent. Edilului șefii se pare aberantă prevederea potrivit căreia un director de liceu, de exemplu, care este și consilier local, nu poate vota bugetul local sub motivația că ar avea interese proprii. Mie nu mi se pare corect ca un consilier local, care este directorul unui liceu, de exemplu, în momentul când votăm în Consiliul Local bugetul municipalității, să nu participe la vot, pentru că subsecvent bugetului consolidat se află și parte a bugetului unității școlare pe care o conduce. Nu este vorba de un interes personal. Ar fi vorba dacă ar avea o societate proprie prin care ar trebui să voteze și anumite sume ar putea ajunge la acea societate, înlesnindu-și astfel o facilitate. Într-adevăr, aș vedea-o ca pe o problemă care să țină de o incompatibilitate. De altfel, sumele cu care sunt retribuiți membrii consiliilor de administrație sau ale adunărilor generale ale acționarilor sunt de-a dreptul ridicole, susține edilul șef. Acele sume care retribuie participarea în Consiliul de Administrație, și revin la a doua parte a întrebării dumneavoastră, sunt niște sume modice. E vorba de, nu știu, până de 500 de lei pe an. M-ați întrebat care sunt cele retribuite. Consiliul de administrație a unităților școlare nu sunt retribuite. Consiliul de la Spital de Administrație este retribuit cu această sumă în jur de 500 de lei pe an. Și Consiliul de Administrație de la Locato, care e societatea Consiliului Local, care de asemenea are un quantum, știu eu că era, nu mai știu exact acum, dar era între... Acum e gratuit, nu? Dar era între 30 și 50 de lei pe lună. De aceea, primarul municipiului nu crede că ar fi oportun ca o comisie de juriști să analizeze în această perioadă posibilele incompatibilități ale consilierilor repartizați la nivelul municipiului Roman în consiliile de administrație sau adunări generale ale acționarilor pentru a se evita eventualele incompatibilități ca în cazul celei a viceprimarului Lucian Micu, declarat recent incompatibil de ani sub motivația că ar fi făcut parte din Consiliul de Administrație de la Spital.